Astăzi a venit convocarea cu Nicu Șor Bancu. Din păcate, Alexandru Mistriță se lasă așteptat. Ca să vă spun sincer, nu sunt antrenorul echipei naționale, dar mă așteptam și Ivan să fie chemat. Fiecare își asumă, el este antrenorul echipei naționale și asumă în rezultatele și convocările și tot. La Mitriță nu mai comentez că mă așteptam, pentru că este un jucător decisiv, cu cifre foarte bune și a demonstrat-o și în acest campionat. Cred, nu, și insist, el își asumă responsabilitate pentru aceste lucruri. Cred că, în primul rând, și criteriul unui antrenor este să convoace jucătorii care au jucat și care, într-adevăr, au cifre foarte bune. Este mai mult, mi se pare, decât o impresie subiectivă, evident, așa cum este a tuturor celor care țin de aminte echipe când e vorba despre jucătorilor. E aproape, mi se pare, un atac la adresa lui Blând, dar la adresa lui Edi Ordănescu. Adică ești responsabil, eu credeam că, subliminal, îi convoci pe aia cu cele mai bune cifre, adică, într-un fel, ce face Edi? Da. Cum e normal, e jucătorul lui, ce să spună? Poți să spui, după m-aș fi așteptat... Mai degrabă Ivan, mai mult pentru Ivan decât pentru Edi. Da, înțeles. Îl mângâie pe Ivan acum, Gâlcă. Asta face. Nu poți să-l mângâie acasă, în particular? Vrea să-l mângâie și în public. Ah, ok. Dar nu, vorbeam mai devreme, scuză-mă. Craioveanu nu a fost cea mai mare absență de la Mondialul din 94. Craioveanu, care a fost un fotbalist foarte bun, nu avea atunci o cotă atât de mare încât să plângă lumea după el. Absența șocantă de la Mondialul din 94 a fost Lăcătuș. Lăcătuș, da. Lăcătuș a fost o lipsă, da. Și acum mi se pare uluitor, da, că n-a fost Lăcătuș și acum. Și trebuie să pui absența și lui Craioveanu în contrapondere cu prezențele de la acel Mondial. Da. Cu Ivan, cu... Da, Ivan ăla. Maian, Ivan erau marcatorii foarte importanti. Da, ok, da, da. Da. Față totuși de Craioveanu, care ai văzut pe aia ce carieră a avut. Că acum, când privești, da. Da, da. Noi... Așa era Iulian Chiriță. Iulian Chiriță era un fotbalist foarte bun în acel moment în campionat. Ok, ascultă-mă. Noi suntem aici, de-aia suntem aici și nu acolo. Ca să vedem după. Ce acolo te-ți vadă înainte să vedem noi. Corect. Te să aibă, nu, da, Narcis, te să vadă ceea ce noi nu vedem. Pricepere, așa înseamnă. Așa, da? Simplu, mă duc și eu, totuși, să zic, am un pic de școală, da? Și mă, dar am niciun talent la asta. Dar totuși, mai un detaliu de care trebuie să ținem cont. Totuși, la un sport de echipă, suma valorilor jucătorilor nu înseamnă că e cea mai bună echipă. Corect. Da? Perfect, corect. E foarte important grupul. Efectiv, ăsta e grupul pe care... De ce lipsește lui Munteanu? Băi, aici totuși, da, și asta este o întrebare foarte aici pertinentă. Aici mi se pare că la cel puțin atât de important la Mitriță. Efectiv, îl vede poate mai potrivit ca profil, că au profil diferit. Veligea și sau Alibec totuși. Că au cifre asemănătoare. Și sau Alibec totuși. Au cifre asemănătoare. Da. Alibec, bă, înțeleg e... când Rațiu stă pe bancă. Mai ales la modul cum a terminat. Ascultați, să vă întreb, că e o provocare. Că Rațiu stă pe bancă la Raiul Vallecano în La Liga, da? Dar nu e ușor nici să stai pe bancă acolo. E... Da, te spui pănuțe mai e multe. Greu. După aia puteți să iei să faci bătături. Asta e adevărat. E adevărat, da, da, da. Știu ce spui și e adevărat, dincolo de orice ironie. Da. Dar Alibec, pe care l-am iubit pentru golurile pe care le-a dat serios și a dat niște goluri importante la oameni. Totuși, dacă o iesei după astea, el vine doar pentru Național. Că sunt câțiva jucători, el, Ianis, care vin doar pentru Pușcaș. Că Național. Pușcaș. Da. Doar pentru că Național. Din șomaj. Da. Da. Sunt cam, nu vi se pare că sunt cam mulți? Da, sunt da. Sunt mulți, dar ce să facă, Edi? Da, nu întreb. N-are de unde să ia. Eu n-am spus că trebuie să facă. Da. Cum totuși, se pare... ai alții. Ai Luis Munteanu, v-ar zice unii. Aici, la atacanți, ai alții. E greu să-l lași pe Alibec, care a contribuit în preliminarii și care a fost foarte bun. Și să-l aduce în locul lui pe Luis Munteanu. Dar greu. Asta ce este? Este sentimentalism? Sau da, este... e și un soi de recunoștință. Păi, da. Nu, mă, dar nu te duci cu recunoștință la Euro, că nu faci nimic cu ea. Și recunoștință. Dar există un om care va răspunde de rezultate. Hai, la asta cu răspunsul. Păi, nu, eu, cum va răspunde? Păi cum va răspunde? Va pleca, probabil. Se va lua înapoi, se va lua de la capăt. Nu, nu va pleca. Așa cum a ales și altă dată, nu știu dacă... Nu va răspunde. Nu, rolul nostru este să ne întrebăm despre decizia lui. Păi nu, dar e... Domnul Crăciun a spus că nu e de acord cu niciuna dintre cele pe care nu le-a spus. Eu... Și dar nici trebuie să le spunem și pe cine lasă afară. Și dar la atacanți ne putem imagina pe cine lași afară. Nu spun că Bârligea trebuie să fie acolo, dar să înțelegem de ce. Voi de ce crezi că ales între Luis Munteanu, Alibec și Bârligea a ales așa? Pe Alibec și Ivan chiar. Pe Alibec din recunoștință. Ivan n-avea cum să fie convocat. Okay. Ivan a avut un sezon dezastruos. Okay.
salvat un pic spre final. Nu, da. A fost avut, slab, da. Foarte slab, extrem de slab. El nu mai juca la Craiova, era rezervă la Craiova. Cum da. Să fie la Euro? Da. Cred că pe Burlige l-a luat pentru că e un atacant mai puternic, care da. Ține la tăvăleală. Probabil, că asta a fost motivul. Acceptă da. Să lupte, să se bată, mai mult decât acceptă... Dar eu cred că va da și explicația. Și că va fi primul apărător. Da, da, genul ăsta de atacant. Este asta spune ce fel de fotbal vom juca la Euro. Dar tu ai spus mai devreme. Nu pentru că... Că nu putem face spectacol. Păi, deocată nu putem, am fi putut face spectacol, uite aici spun, cu generația Mutu, Chivu, cu am fi putut face spectacol până la urmă. Poate că da. Dar acolo am renunțat tot pentru rezultate să facem spectacol. Și am avut rezultate. Și am avut... Da. Ne-am calificat peste Olanda preliminarii. Da, da. Știi ce nu mai înțeleg? Avem patru portari și atacați tot patru. Păi cum vine, frate? Nu, dar o să lase acasă, stați, că din portari o să lasă unul acasă. Doi rămân acasă. Dar explicați-mi de ce a ales între Bâligea, Alibec și Luis Munteanu, a ales Alibec și Bâligea. Păi, sunt de acord cu Remi. Nu, dar sentimentalismul nu, pentru mine nu. Dacă asta e greșit, mi se pare că e un motiv greșit. Unul asuma chiar dacă greșește. Luis Munteanu, ce nu avea? Hai să luăm altfel. Ce nu a avut în ochii lui Edi Erdănescu, Luis Munteanu, care este golgheterul play-off-ului, mai zic o dată. La un moment dat... Și pe care îl vor cele mai bune echipe. Mi-aduc aminte că a fost folosit și a fost cam șters la un moment dat. Mie mi s-a părut, nu știu în ce meci... Și eu aveam mari așteptări, dar nu a funcționat cum trebuie. Coman a fost titular în 5 meciuri. La fel, la fel. Coman nici nu se pune prea să nu fie acolo. Dar de ce la dacă ne luăm după formă, e clar că Luis Munteanu și chiar Mitriță sunt de cei mai în formă. Dar ei concurează și cu alți oameni de afară, nu? Adică pe partea stângă sunt jucători care au dus Parma în prima ligă. Drăguș, de asemenea, este unul dintre cei mai în formă. Munteanu e vârf, concurează cu Alibec și el poate juca și stânga și vârf. Da, cu atât mai mult, da, el este vârf. Aici a ales Edi, efectiv. Pe mine, dacă mă întreb, eu aș fi ales altceva. La fel fiecare dintre noi. Ce altceva ce ar însemna? Nu știu, eu poate n-aș fi mers atât de mult pe partea asta sentimental. Da. Aș fi fără Alibec? Adică, clar că e un procent în care trebuie să te joci mereu cu... cât din partea sentimentală deci, folosești. Nici Pușcaș nu într-o mare formă. Să exact. No, no, și la Pușcaș se poate discuta. Singurul Drăguș, de acolo singurul Drăguș singur și Bârligea în campionatul nostru. Da, dar Drăguș a avut un sezon foarte bun într-un campionat foarte bun. Da, Alibec a avut o perioadă foarte bună la echipa națională. Da. Dar... Da, a avut multe perioade bune, dar da, specificul campionatului s-a terminat repede. S-a terminat repede, pentru că a terminat foarte slab. Acum, dacă îi comparăm pe Alibec și pe Luis Munteanu, să ne gândim cum era Alibec în campionatul nostru. Era mai slab decât e Luis Munteanu? Alibec aici? Nu, asta nu pot să fac exercițiul ăsta. Păi, dacă mă întreb poate... Păi nu-mi dau seama cum e Alibec acum. Păi nu mă sunt aceleași. Alibec din sezonul trecut era Luis Munteanu, oarecum. Ok. Din sezonul în care a câștigat... Că Alibec este un Luis Munteanu care a contribuit și în preliminarii. Da. Deci el merită să fie convocat, nu? Da, nu știu. Da, ok. Merită, da, da. De ce ne-am imaginat că Alibec de acum e cu mult mai slab decât era? Știi ce mă sperie pe el? Dar o să spun pe o pauză. Ok. Pot să spun pe o pauză? O spun pe o pauză.